Aici, cum spun eu, vezi, fiecare, spuneam că sunt școli diferite și un duhovnic învață după cum a fost el învățat, altul învață altfel. Spuneam de părintele Teofil că era mai liber, niciodată nu am auzit pe părintele, știu eu, mustrând, sau am și prieteni care au familie și se spovedeau la părintele Teofil și mi-au spus, mă, părintele niciodată nu a pus accent pe chestia asta, zic, mă, asta e o chestie care ca duhovnic nu te poți băga în ea să gestionezi, pentru că nu-i treaba noastră, dacă Dumnezeu le-a binecuvântat căsnicia și Sfântul Apostol Pavel spune că voi să vă depărtați unul de altul ca să vă îndelingiți cu postul și rugăciunea și apoi să fiți din nou împreună, dar asta cu bună învoială. Ce înseamnă cu bună învoială? Adică trebuie să fim amândoi de acord. Dacă nu suntem amândoi de acord, ce am făcut? Am rupt familia? Nu, scopul familiei, în primul rând, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, este sfințirea vieții. După aceea este nașterea de prunci și după aceea liman împotriva desfrânării. Păi dacă soțul meu nu-i credincios și nu crede, tot, de ce să-l pierd? Hai să zicem, am putea spune, parafrazând, da? Cum zice Apostolul Pavel, că nu pierde pe fratele tău cu mâncarea ta, cu postul tău. Așa și aici poți spune, bă, nu pierde pe soțul tău sau pe soția ta din cauza, dacă el nu se înfrânează și te iubește. Atunci, asta este, zice clar Apostolul Pavel, nu mai este femeia stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, și nici bărbatul, 1 Corinteni, capitolul 7, spune lucrul ăsta. E, vin mai multe persoane, zicem așa, cum ai spus, revnitoare, și spune, părinte, am păcătuit cu soțul meu. Și azi, aici sunt două lucruri care nu se potrivesc. Unu, cu soțul tău nu poți să păcătuiești, pentru că e soțul tău și de-aia ți-l dat Dumnezeu ca să nu păcătuiești cu el. Adică să nu fiți fără de lege, în afara legii. Și în al doilea zi, zile oprite sunt zilele în care voi vă opriți unul pe altul, ca să, adică unul cu altul, împreună, amândoi, ca să postiți sau și ca să postiți să vă puteți împărtăși. E, sunt și situații în care, dacă, să zicem, omul este pătimaș și poate stăpâni un duh necurat, în care de câte ori soția vrea să se pregătească pentru împărtășanie, atunci el nu o lasă, atunci e mai greu, pentru că, știu eu, femeia poate ar trebui să prindă ea un moment când soțul nu e acasă și să se pregătească și tu ca duhovnic să fii dispus să o primești atunci când poate ea. Așa că na, femeia are două momente, să zicem, când nu poate să se împărtășească. Când este la, să zicem, în perioada lunară sau când, uite, soțul nu vrea să o lase nici cu. Și atunci, bine, astea, cum am spus, nu sunt niște lucruri, cum spun eu, bătute în cuie. Pentru că, până la urmă, dacă e caz de moarte, da? Femeia poate merge să se opereze luni și sâmbătă, duminică vrea să se împărtășească și sâmbătă poate bărbatul nu a lăsat-o în pace. De ce? Că e un încăpățânat și un om care nu vrea să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Păi să nu împărtășesc pe femeia asta duminică? Păi da, dacă moare acolo. O am pe conștiință? O am pe conștiință. Da, bine, ți-am zis, sunt... Așa m-a învățat părintele să gândesc, dacă vorbeam de părintele Teofil. Dar eu nu m-am băgat în lucrurile astea. Da, ce am spus, am zis, mă, totuși, evitați cât puteți în relațiile astea, evitați în lucrurile urâte, perversiuni și chestii între astea, că asta chiar că nu-i vorba că... E vorba că nu te cinstește. Nu te cinstește ca persoană. Adică noi asta pierdem din vedere în relație cu celălalt, că celălalt e persoană, că e soția mea, că e copilul meu. Băi, e persoană, eu trebuie să-l cinstesc ca pe o persoană cu libertate absolută. Și nu, dacă vreau să pun stăpânire pe tine, atunci tu dacă mă tratezi în felul ăsta, pentru tine sunt doar un obiect. Nu mai sunt o persoană pe care să o iubești, știi? Și doar mă folosești ca pe un obiect, da? Și atunci de aici se înrăcesc relațiile. Și majoritatea relațiilor dintre oameni se strică pentru că nu se mai cinstesc ca persoană, nu mai văd în celălalt chipul lui Dumnezeu, știi? Că asta e persoana, până la urmă. Bucuria asta vine din cum spun eu, și dintr-un gând că în felul acesta, prin post și prin mai multă rugăciune, se apropie mai mult de Dumnezeu. Deja s-a apropiat, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și cumva pentru ei, e ca și un soldat, să zicem, care pleacă la luptă știind pentru ce luptă. Da? Postul este o perioadă a luptelor duhovnicești, da? Lupta cu tine, lupta cu concepția lumii și, până la urmă, lupta cu vrăjmașul însuși. Da? Și atunci, cum să spun eu,
spunea de bucurie, să zicem că e vremea sesiunilor, da, sesiunii la studenți. Care studenți se duc cu bucurie la examene? Ce pregătiți și cei care vor să ia examenele și care vor să se testeze, da? Examenul ce este? O ispită, da? O încercare. Păi bun, dacă zice ridică ispita, așa nu se mai mântuie nimeni. De ce? Pentru că nu te cunoști. Într-un examen te cunoști. Când vine vremea postului, poți să te cunoști. Exact ca și când începe postul, mulți oameni se întristează, iară post, iară. No, pentru ăla mai bine să nu postească, că pentru ăla e o corvoadă, o face fără să se leagă de ce face. Bun, eu când mă duc cu mașina la ITP să-i verific, eu mă duc cu bucurie, bă, stai să vedem, poate bate o bucșă, poate nu-ți înfrânele, da? Că de asta spune la post înfrânare. Mă duc să-mi testez frânele, să vedem, am frâie. Pot să-mi pun frână la limbă, pot să-mi pun frână la, știu, la pornile, la nervi, la asta. Mă, hai să mă cer mai puțin în postul ăsta, hai să fac asta. Și omul își propune niște obiective, să zicem, în post. Bă, vreau să fac lucrul ăsta. Și atunci s-ar putea să, prin tăruință, prin străduință, mă, uite că a reușit. Și este o satisfacție să treacă postul și să vezi că, bă, am putut să postez. Câți oameni n-am întâlnit bucuroși că și-au propus în timpul postului să nu mai fumeze. Și n-au mai fumat. Și când s-a terminat postul, zice, părinte, nu le mai iau. Și m-a lăsat de fumat, zice, uite așa. E o mare satisfacție, e o bătălie pe care ai câștigat-o cu tine însuți, în primul rând, și cu patria, știi? Și atunci, de asta mulți oameni se bucură când încep postul. Bine, ți-am zis, sunt oameni care se bucură pentru că, a, ce bine că vine postul, că mai slăbesc și eu. Nu, asta poate fi o dietă și în afara postului, dacă e vorba. Dacă privești postul ca pe o dietă care duce la slăbire, Dumnezeu e milostiv și se îngrijește și de trupul tău să slăbești. Dar dacă vrei să o vezi ca și, măi, hai să vedem cât pot să rezist să nu mănânc, cât pot să rezist să nu vorbesc, cât pot să rezist să mă liniștesc mai mult, să nu mă cert atâta. Și de asta spun, dacă în post, exact ca și sportivii care își fixează niște targeturi, dar bă, vreau să ating chestia asta. Și atunci se luptă, se forțează pe ei, înțelegi? Își forțează limitele dincolo și am văzut o chestie foarte interesantă. Aș putea asemăna, să zicem, perioada postului cu săptămâna asta în trupele SEAL, astea de la Marina Militară din Statele Unite. După vreo 3 săptămâni de cursuri, vine săptămâna de iad, așa, Hell Week. Săptămâna aia, 5 zile și jumătate, în care poate dacă dormi 3 ore pe noapte sau 2 ore pe noapte, dar o săptămână în care este testată firea și posibilitatea omului până la maxim și dincolo de maxim. Și mărturisea un tip, a citit ceva foarte interesant așa, care se aseamănă cumva cum am zis cu perioada asta de post. Îți spune un tip, zice, 75% nu iau examenul. Pică, renunță, după 2 zile renunță. Doar 25% trec săptămâna asta de iad. În noroaie, până la brâu, auzi, înfometați, le testează limitele, cum am zis. Și l-o întreba, zice, dar cum reușești să treci peste durerile alea fizice care le ai, le pune sare pe răni, pe astea, să vadă cum rezistă. Și zice, reușești să treci, să depășești durerea ta în momentul în care te gândești la durerea celuilalt. Și spunea un instructor de acolo, zice, lucrul cel mai important care îl căutăm să-l vedem la cursanții noștri este atitudinea de echipă. Adică cât este de capabil să se dăruiască echipei, să se jertfească pe sine pentru celălalt, mă înțelegi? Păi dacă e vorba, asta vrem să facem și în post. Până la urmă, în post vreau să văd, cât să fac eu o performanță să stau nemâncat, să nu beau. Sunt care stau. Cunosc oameni care au mâncat 20 de zile, alții 40 de zile, numai cu apă. Și se curăță, chiar se curăță oamenii. Unii se curăță de-a bine. Trebuie făcută sub îndrumare, așa cum postul trebuie făcut sub îndrumarea duhovnicului. Adică, dacă încep postul, bă, nu-l fac de capul meu. Du-te la duhovnic, el te cunoaște cel mai bine. Spune, uitați, pe, dar vreau să postez. Și poate duhovnicul poate să zică, mă frate, tu ai probleme cu stomacul, cu chestia aia. Vezi, mănânci așa și așa și așa. Este foarte important să nu faci de capul tău. Chiar și un post. Și postul, de asta a spus că unii poate se curăță de-a binele încercând să facă de capul lor și postul hidric. Dar, na,
trebuie să ai un medic lângă tine, să ai un sfătuitor lângă tine care o trecut prin experiența asta, care știe ce înseamnă postul, știe ce înseamnă lupta și atunci te poate sfătui. Stop, oprește.